sunt la un meci distanță de a completa acest jucător fenomenal de la Icon Evolutions, adică Rivaldo de 93 în cazul meu. Acum nu știu ce ai ales tu sau ce ați ales voi, dar eu am ales Rivaldo, cred că știți, cred că v-am arătat într-un videoclip anterior. Chiar o să joc, cred că un match de head-to-head, o să ne băgăm aici frumos la un match de head-to-head. Nu uitați să apăsați un butonaș, pe butonașul de like dacă vă mai place să juc, dacă vă mai place această serie de FC Mobile. Da, Haiki perfect că mi-a dat adversar cu 98 la atac. Mamă, să vezi ce mă bate cu ăsta. De obicei nu o să iasă bine meciul ăsta. Ia uite, mamă, ăsta are Bayern efectiv, are Bayern Legends. Da, hai să dăm drumul. Am făcut și un un exchange care era cu 92 OVR 3 double players parcă și mi-a picat ăsta. Mi-a picat Barella și am mai luat un Mascherano de acolo de la Rior Puff B, cred că era, sau AU, dar cred că era de la A am luat acel, dar nu știu cum, atât de... Mamă, cum arată chain-ul ăla. Cred că de la Pitch A, de la Team of the Year, l-am luat pe acel Mascherano. Nu mai am niciun în club în momentul de față. Și Zidane, ia să vedem! Bine, mă, Zidane. Bă, și eu mă gândeam să-l vând într-o perioadă. Să-l vând, ăsta e un tradable. Să-l bag la un exchange ceva. Mă gândeam să-l bag la exchange-ul ăla care îmi dădea jucător de 93 sau de 95 parcă, dar am zis, bă, știi ceva? Lasă-l că Zidane e Zidane. Și hai să încerc iar un fines. Bun. Cred că meciul ăsta e câștigat, deci poți să tai deja pe filmare. Hai că am dat un gol. Bă, dar mă gândeam aici că nu intră. Deci am dat la mișto, pot să jur că am dat la mișto. Și am zis mai devreme că dau la mișto. Bun, îmi place că intră de că... Îmi intră șuturile, ceea ce e foarte perfect și ar trebui să dau o pasă, dar eu nu dau, că șmecher și Zidane ratea, și Zidane era aproape să dea pe lângă poartă, dar a dat măcar pe poartă și a apărat Neuer și un șut, mamă, direct, pot să dau, deci puteți să dați skip la meciul ăsta deja, fiindcă Aubameyang, bă, Aubameyang ăsta, bă, care era gratis, e pre-OP, frate, n-ai ce să-i faci. OP în sensul că e prea bun, fratele meu. Deci nu înțeleg cum. Ia uite. Ia uite, frate. Bă, deci Aubameyang ăsta e prea bun. Ori, bine, o să ziceți că probabil joc cu un bot, dar nu știu ce are ăsta, habar n-am. Sigur am intrat la meciul cu botul, dar nu știu de ce. Putem juca. Da, nu e Bayern acolo. Îi scrie MMR, Mars, Mar, nu știu de unde vine. Poate vezi că e hacker și își bagă cheat-uri și la un gol îi pune 2 sau 3 sau 4, deși s-ar putea să fie de ăla. Am dat odată de un hacker în FIFA Mobile, Cred că am avut și episod pe... Am făcut și episod atunci, cred că era pe episod. Putea cineva după episod să-i dea bani. Să trimite imagini la ăștia de la EA și de la Electronic Arts, de fapt. Și să le dea numele. Le pune filmarea, dovada, video. Cum a pus cheat-uri sau a pus hack-uri. A băgat hack-ul și le dădea pe e-mail. Și practic omul își lua ban, cred că permanent. Nu mai putea să joace. Deci în cazul ăsta nu știu ce. Nu știu, văd că nu prea driblează. Mi se pare că joacă cu AI. Și chiar am zis, cred că joacă botul în locul lui. Dar cea mai mare greșeală e să fac și chestia asta la, mai ales la head-to-head normal și aici la gameplay arena. Asta e gameplay arena, da? Bă, a fost un vibe
mi-a dus un vibe de weekend ranking-ul ăla de la World Cup, ce OG știu ce, despre ce zic, ăla din FIFA, din FIFA Mobile era, să zic, din FC. Da, mi-a dus un vibe așa de weekend ranking ăsta. Ce a fost acum cu Weekendly Time sau Weekendly Win era de fapt. Hai să vedem și una cu Neymar. Bun, mă, bă, deci finesurile în meciul ăsta a intrat. Eu n-am mai avut meciuri de genul de mult. Deci mai mult toate meciurile cu player le-am pierdut. Acum doar o să pun fazele din poziție atât de bună, adică nu o să pun, nu o să mai las tot în meciul, fiindcă nu mai are sens. Și practic, la fazele la ăsta, când o să-mi dea, să zicem că o să-mi dea gol sau o să fie corner pentru el sau ceva, sau la mine, o să las fazele, deci nu vă fie teamă. Bun, hai că Giardino are balonul, Chaka e acolo, Chaka apără ăsta, Neuer, are Neuer în poartă, surprinzător. Hai să vedem, din corner, nu mi-a mai intrat de mult goluri din corner. Mamă, ce era să bage pe Barella. Bun, am câștigat 5-0 chiar, un meci foarte, foarte simplu, care n-am mai avut niciodată, probabil, de când mă joc eu FIFA Mobile, FC/FC Mobile. Ăsta n-a dat nici, aproape niciun șut pe poartă și am uitat... Poți să ții foarte ușor copyright pe videoclipuri cu melodia aia bubuită. Bun, hai să mergem la exchange. Mamă, deci au extraordinar de bine arată cardul. Cardul e, are 90 pace. Hai să ne uităm la atribute mai degrabă. 90 pace în total, acceleration 90, sprint speed 91, shooting 94. Are finesuri, ia să vedem pe aici. Are finesse shot. Are shot power 97. Are și 92 passing Rivaldo ăsta. Și dribbling, și ball control, și agility, defending-ul e ok, adică 45. Știu că nu contează, dar mă uit la heading. 77 heading, e cam puțin pentru mine. E și foarte înalt, are 1.86 și dă destul de prost capul, ok, brodere. Physical 76, strength are 82, jumping are destul de bun. Per total un car foarte bun. Și că lumea zicea că îi vezi, doamne, stricat care e la pe piciorul drept 3 și la weak foot-ul lui are 3 și nu e, vezi, doamne, cel mai bun card și de aia nu a ales atât de mult lume acest card. Dar are și niște trade-uri frumoase. Văd de aici ceva long shot taker, finish shot, ceea ce e foarte bine pentru mine. Deci hai să dăm drumul la acest episod foarte frumos, fiindcă o să și jucăm cu el în acest episod. Perfect, l-am făcut, trebuie să-l bag numai la echipă și să-i dau un pic de train. Acest Rivaldo, chiar o să joc cu el o perioadă destul de mare, fiindcă nu cred că o să-l vând atât de repede, e untradeable. Nu cred că o să-l vând atât de repede pe Neymar, fiindcă, bă, mi se pare destul de bun încă Neymarul ăsta, bă, deci dacă vă luați un Neymar de ăsta e foarte OP. Bă, deci joacă extraordinar de bine, vă recomand un Neymar de genul 89 și îl creșteți până la 94. Vă băgați multe resurse, da, știu, dar Neymar ăsta, n-am făcut player review cu el, deci s-ar putea să fac după videoclipul ăsta player review. Și o să-l postez pe canal, play review, să vă zic și o părerea mea numai despre el. Adică nu o să joc cum a fost play review la Giardino. O să vorbesc numai de Neymar în episodul ăla, că vreau să-i fac play review și vreau să și-l postez pe YouTube să vi-l arăt. Bun! L-am băgat pe Rivaldo, deja avem atacul extraordinar de frumos, 93, 91 și 95 respectiv. Trebuie să-l creștem un pic la stats-uri pe acest Rivaldo, fiindcă este
cam slăbuț momentan. L-am crescut și deja arată extraordinar de bine la atribute. M-a și crescut OVR-ul, o să vă zic în episodul acela, când o să fac play review lunii mari de ce l-am pe Cannavaro aici. Și probabil tot în videoclipul ăla o să-l testăm pe Rivaldo, fiindcă videoclipul ăsta s-ar putea să fie cam lung. Sau o să fac fel diferit un test al lui. Hai să mergem la atribute. Deja arată foarte bine, 102 la dribbling. Deci foarte bine. Astea sunt atributele, dar crescute până la 5, la level 5. A, am un Mascherano. E perfect, mă gândeam că n-am. Dar am uitat, cred că am făcut unul. Dar nu mai țin minte de unde. Îi dăm, nu-mi pasă că e untradeable, vreau să-l joc o perioadă foarte lungă, foarte, foarte mare. V-am zis de ce. Este foarte bun și nu o să bag jucătorii de Superliga, fiindcă vreau să mai am o idee și probabil o să facem. O să fac o să joc cu echipa românilor sau jucătorilor din Superliga / jucători români la Division Rivals, să vedem cât de buni sunt românașii noștri, dar s-ar putea să nu fie atât de buni. Hai că da, deja l-am am ajuns la maximum cu el. M-am 100 passing, 102 pace, 103 shooting, 107 dribbling, are și un pic de physical, deja arată extraordinar de bine acest card. Are și un skill point și cred că o să-i dau la passing sau la dribbling, i-aș da mai degrabă. Și eu cred că o să-i dau la... Stai să vedem cât pace are, 102. Mai degrabă eu să-i dau la pace, fiindcă mi se pare mai ok decât, uite, 105 acum. Cardul ăsta să fie monstru. Probabil o să-l filmez data viitoare, fiindcă acum nu cred că mai am... Deja nu vreau să fac un videoclip de 20 de minute. Și acesta a fost cam episodul. O să fac play review cu Neymar. Deci vă zic din start cum o să fac. O să-l pun pe ăsta prima dată pe YouTube și apoi o să-l apoi o să fac play review la Neymar. Eu am fost Bogdan, Cristi și vă zic la revedere. Pa!